Ho, 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 dragilor, și un călduros sărbători fericite! Astăzi, prin acest joculeț, doresc să transmit toate cele bune și sărbători fericite și celor dragi, părinților și bunicilor, care eventual savurează din când în când un mic joc de cărți, da? Acesta este, după cum ziceam mai degrabă, pentru familiile voastre. Drept urmare, nu ezitați să puneți puțin pauză și să îi adunați în jurul vostru să ne uităm cu toți împreună. Hai să vedem despre ce este vorba în acest joc. Jocul se numește Solitaire Christmas și zice că trebuie să nimerești două cărți la fel. Da? Îi dăm play. Hai, Avg, mi-am configurat deja numele și îi dăm play. Deci, dacă vrei să fii începător sau profesionist, o să dăm click, evident, pe începător, fiindcă nu cunoaștem deloc jocul și vrem să ne facă și plăcere. Vrem acest joc să fie de relaxare pentru toată lumea, pentru toată familia, da? Și pentru voi, dar și pentru cei mai mari, pentru părinți și bunici. Dăm click pe începător și îmi sugerează acum să joc diferitele categorii de jocuri. O să începem cu prima categorie. Ok, Snowy Street. Hai să dăm click, bănuiesc că aici. Așa. Deci ce zice? Poți să îndepărtezi cărțile din același rang, indiferent de suita lor. Probabil că dacă sunt mai avansate către capăt sau nu. Click on them. Ah, uite și aici o să certe. Ah, deci trebuie să fie la fel, cum zice și numele jocului. Ok. Acestea sunt cărți speciale. Pentru a îndepărta, prin a îndepărta o carte, primești un punct. Ok, deci astea aurii, da? Dacă le îndepărtezi pe toate înainte de a se întoarce toate cărțile înapoi în deck, primești numărul maxim de puncte pentru nivelul respectiv. Ok, hai să îndepărtăm și pe astea. Perfect, am primit 25 de bănuți. A, uite aici niște bănuți. In case of a perfect score, în cazul unui score perfect, punctele nivelului curent se adaugă la punctele nivelului următor. Uhu! Click on the deck to take a card. Ok, acum trebuie să dăm click aici să luăm niște cărți și vedem că se îndepărtează cărțile din deck. Exact ca că putem să luăm ca și celelalte cărți cu cele de față, dar aveam deja aici un 8. Aha, mi-a arătat asta doar pentru tutorial. You can return cards to the deck a limited number of time. Deci se pot înapoi în deck. Așa, avem aici un 1. Ce înseamnă asta? E un multiplier. Deci în timp ce îndepărtăm cărțile, se adaugă aici la multiplier. Cu cât mai mare este multiplierul, cu atât mai mulți bănuți primim pentru a îndepărta cărțile de pe hartă, hai să zicem hartă, de pe planșă. Ok, super. Așa. Pot să dau X aici? Tuc. Are you sure you want to skip the tutorial? Nu. Bun. The money you earn can be spent in the shop. Banii pe care îi câștigi pot fi cheltuiți în shop. Și pentru asta dăm click aici pe shop. Aha, mi-arată aici shop-ul. 2500, 8000 și 5000. Și eu am doar 60. Deci e clar că nu vom cumpăra prea curând. Dar ține minte semnele acestea, că parcă le-am văzut și pe jos. Mulligan, Shuffle și Joker. Ok, ia să vedem. Da, uite, le-am văzut și pe aici pe jos. Ah, și mi le și explic acum. Shuffle. Shuffle înseamnă amestica. Putem să folosim acest bonus pentru a pune toate cărțile înapoi în deck și să dăm alte cărți. Ok, ia, facem asta, că mă pune să fac asta. Mi-am pierdut bonusul, nu? Bun, Mulligan, ce este asta? Mulligan îți permite să dai undo, adică să mergi cu un pas înapoi la ultima acțiune din joc, inclusiv cea de a folosi bonusul. A, ok, deci o folosesc pe asta și acum mi-a dat pe asta. Ia să vedem. Pac! Ha-ha, mi-a dat-o pe asta înapoi. Așa, și bănuiesc că Joker este self-explaining, se
este un fel de rara avis, un măscărici de la, de la Remi, un orice, this joker open any cards. Exact. Deci asta înlocuiește orice carte. Ia să vedem. Dăm click pe ăsta. On the bonus and then on the card. Ok. Deci dăm click pe bonus și după aia pe o carte. Ce-o fi aici? A, nimic, nimic. Hai să zicem că dăm pe juvete. Super. Și acum pot să folosesc cu orice și o să-l folosesc cu Popa. Tada! Și am și așa. Și cred că s-a terminat tutorialul. Da. Putem să ne jucăm acum. Luăm cărți de același fel. Hai, 6 cu 6. Bun, 3 cu 3. Și 2 cu 2. Și damele. Ok. Bun. Și acum nu mai am nicio carte la fel. Cel puțin nu mai văd eu. Nu sunt chiar cel mai bun. Ah, ia uite, dame cu dame. Acum aș putea să iau damele astea între ele, dar mai degrabă prefer să le iau de pe hartă. 7 cu 7. Ia uite. Pam. Pe asta nu se eliberează, nu se eliberează. 5 cu 5. Îmi plac și mie jocurile de gen. Am făcut 499 de bănuți. Și acum toate astea sunt aurii, înseamnă că ne dau bani speciali. Așa. Cred că mai trebuie juvetele. Bun. Dar nu mai avem altceva. Hm? Nu merge și în suită, merge doar de, la fel. 9. Uite, avem 8 arii de cari. Și cam atât. Popo 4. 5. Nu am niciun 5. 8. 3. Am 3 aru. Și pătrarul nu mai am. Mai departe. 6-le cu 6-le. Și ce zice? Iar am primit o tonă de puncte. Cred că în curând putem să mergem la shop să ne luăm încă un mulligan. Ho-ho! Cum ar fi? Am crezut că este foarte scump și că ni-l dă foarte târziu, dar se pare că ia, 8 as. Am un as aici. 2 arii. Veniți încoace. O să iau 8 arii între ei. Așa. Și nu mai am. 7 arii între ei și iarăși nu mai am. Un 5, n-am 5. Dama o să iau cu această damă. Nu am nici acum. 9. În sfârșit mi-a venit acest 9. Iau popii. Bine cu aia. Tuc, tuc. Când eram mic, foloseam femininul pentru cartea de popă. Când ziceam, o popă. Se termine cu... Da. Dar, unii dintre voi știți că româna n-a fost limba... N-a fost limba mea principală. Și sarii. Hai. 4 cu 4. Pam, pam. Mai am atât de puțin și totuși atât de mult. Ia, pam, tuc. Mai am foarte puține cărți aici, sper să... 9? Și mi-ar trebui un 10. 10, te rog. 10, te rog, 10, te rog. 10, te rog. Cred că va trebui să folosim un joker. Ia, pot să amestec. Să amestec oare? Ok, și ce înseamnă bifa aceasta? Special cards found 9. Ok, cred că am terminat jocul. Current score. Special cards found. Așa. Am terminat nivelul. Nu l-am terminat pe perfect. Cred că se putea și mai bine, dar am terminat și dau continue. Nu știu ce înseamnă. Că multiplayer-ul s-a resetat. Wow, ce derutant e acum. Oh, devine din ce în ce mai interesant, nu? 9, 9, 9, 5. Eu zic că nu avem nimic, dăm click aici. Și teancul ăsta mi se pare parcă prea subțire. Nu știu ce-i cu 2-ul ăsta, cred că de câte ori pot să dau peste cap teancul respectiv. Aveam un 6, n-aveam un 6 și niciun as. 8, avem aici sus, perfect. 10, ia uite la aici, l-am ținut minte, popă cu popă. Și momentan cam, nu, 3 arii. Mai avem și aici un 3 ar. 4 cu 4. 5 sus, 5 jos, J-ul în mijloc. 5, 5, 9, 9. Cam, nu, mai sunt damele. Și 2 arii ăștia. Haideți că am dus-o chiar foarte, foarte bine acum. Și sarii ăștia și mă bucură foarte mult acest 3 ar, că am luat 3 arul de aur și încă un 9. Deci am dus-o, nu bine, perfect aș putea spune. A fost un val mirific.
Dar până aici ne-a fost. Ok. Ok. Dăm, dăm. Hai că se duce multiplayer. Uite, capa. Pam, pam. 3, 6, 8, 10. 3, 6, 8, 8. Oh, asta mi-a deschis două cărți. Am și pătrarul. Asul e sub... Uite aici. A, nu. Asul e chiar aici, sub nasul meu. Nu l-am văzut. 4, 6, 7, 10... am dat click pe un plus. 1. Cred că mi-a luat de aici. Ok. Hai să vedem ce mai înseamnă. As. 3. 7-le. Dar nu mă ajută că nu mi eliberează alte cărți. 4, 6, 10. 4, 6, 10. Ia să-i dau eu shuffle, decât să dau pe plus 1-ul ăla. Așa. Ia uite ce bine am făcut. Cât de bine... Nu! Ce s-a făcut? S-a făcut imaginea... Special Cards Found 5. Continue. Am făcut un... Cred că am terminat nivelul, cu toate că mai aveam cărți pe mijloc. Ia uitați, dragilor, ce frumos arată acum. Totul frumos, elegant, într-un șir. Să le vedem și noi, să nu mai fie... Dar mi-am făcut totuși gimnastica de dimineață cu ele, așa împrăștiate pe planșă. Am dat puțin din ceafă. Așa... Deci ce avem? 6, 9, 10, damă, popă, as. Nici una, nici alta. Damă, popă, as, 5, n-avem, 3, n-avem. 10-le l-avem. Și cam atât. A, nu, așii, trebuie să ne uităm pe hartă cum trebuie. 5 n-avem, dar avem 2 șesari. Încă 499 de puncte. Suma perfect rotundă pe care ne-o dă tot timpul. Și următorul. Pătrarii n-aș vrea să iau între ei, dar poate trebuia ăsta alt. Nu avem nici de altul. N-avem de niciun. Dama am luat-o, era pe aici pe undeva. De carul. Și așii. Super, încă o dată 499 de puncte. 8, 3. Avem 3. Și avem și 8 acum. Și juveți, n-avem. Ce putem să facem să dăm shuffle? Ah, dar n-avem nici shuffle. De singura opțiune, dragilor, care ne rămâneau... Ah, mai avem 2 jokeri. 2 jokeri. Hai să-l folosesc aici. Dacă nu, aici. Perfect. Și-l iau cu... Cu ce să-l iau? Că dacă-l iau cu juvetele astea, oricum nu mă eliberează, fiindcă am 2-ul. Deci ar trebui să-l iau cu 6-le. Hai să luăm cu 6-le. Ta-da! Ce-am rezolvat? Mai nimic? Bun. Nu. Hai că am rezolvat totuși. Puțin. Și mai am încă un joker. Dar pe acesta îl păstrăm. Cât ne costă jokerul? Jokerul costă 5.000 și... Oh, am bănuți de un joker. Așa. Ok. Facem un... Plus... Și încă o dată. Perfect! Exact de ce aveam nevoie. Am scăpat de acel joker cu bănuț special pe el. Cred că trebuie să eliberăm cărțile acestea și am terminat jocul, din câte am observat până acum. 3 arii. Hai, 3 cu 3. Cu 3. Popă cu popă. Popă, n-am popă. O să folosesc jokerul pe acest popă și o să iau șeptarul ăsta. 3 cu... Nu! 8 cu 8 și zic că e un 3. Nu, e un 2. Și de sub nu e nimica. 5 cu 5, zic că e un 3? Nu, e nimica. Și încă o dată. Cred că dacă reușesc să iau 3-ul ăsta și să validez și această carte, cred că am terminat nivelul. Special Cards Found 4. Hai. Nu mă ajută, nu mă încântă. Nu mă ajută, nu mă încântă. Ok. Deci, am terminat nivelul, am găsit 4 cărți speciale. Da, se vede 4 din 5, continue. Dar l-am rezolvat. Ia uite ce formă interesantă are acest nivel. Ok, și acesta cred că este și ultimul nivel, dragilor. Haideți să vedem. 2 cu 2. Încă o dată suma perfect rotundă. Mai departe. 8 cu 8. Juveți între ei. Asta nu cred că... Atât de avansat în joc, atât de... Nu avansat, din contră. Atât de la început în nivelul respectiv nu cred că a fost un lucru bun. Dar rămâne de văzut ca strategie. 2, 3, 5, 9, 9, așa. Asu, uite aici.
Șeptarul nu dețin. Hai, încă o dată. 9 cu 9. Ia, au, 5. 5 că nu-l vedeam. Nu-l vedem. Ia, 3 cu 3. Și 10-le mi s-a eliberat aici. Pot să folosesc acum acest 7. 5, 6, 8, 4, 2, ok. Așa, ia uite 8-ul. Ia uite 6-le. Hai. Așa, ia uite juveții. Acum e o întrebare bună, în ce direcție mă duc? Și nu mă voi duce aici, fiindcă aici am cărți speciale. Deci clar îl iau pe acesta. Cu ce să-l iau? Și mă gândesc dacă să-l iau pe ăsta cu ăsta. Sub niciunul dintre ele nu este o carte specială. Deci cred că nu contează foarte mult. Cred că e mai mult norocul. Și uite că norocul mi-a surâs, mi-a dat o damă. Joker bonus, perfect. Hai, acum mi s-au deschis acești juveți 5 cu 5. Foarte important e să luăm 5-ul ăsta. Adică nu 5-ul acesta cu acesta, ci pe acesta cu unul dintre Antante, dizem, Antante 6, perfect. Mi s-a deschis aici, pot să folosesc. Acum 7-le acesta cu ăsta și 4-le acesta îmi deschid aici. Ho, 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 ho! Ce val bun am avut! Ce val bun am avut! S-ar putea să fie un nivel norocos acesta. Uite, popă cu... Nu mă ajută cine știe ce, decât dacă îmi deschide aici și nu mi-a deschis cine știe ce. 4 cu... Uite, 9-le astea mă ajută foarte mult. Și am 4-le și am eliberat prima carte specială. Mai am încă un 4 aici. Cu ăsta. 10-le... Nu mă încânt... optarii ăștia, de ce nu spuneți nimic? 3 cu 3, ia uite, 3 cu 3. Așa... Și acum am 10-le cu 10-le. 2 am pe undeva... am așa. Iar nu mi-ați spus. 5 cu 5. 2 cu 2. Așa, și am 7-le acesta care nu mă ajută. 9, bum, 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 bum. Bun, hai să vedem alte cărți. 3 cu 3... am șeptarii, iarăși nu i-am văzut. Dama care mă eliberează aici un... spre cartea specială. 6-le cu 6-le și avem deja 5-ul, care este superb. 4-le. 10-le și avem pe penultima carte, mai avem două cărți speciale. 2 arii. 8-ul, 6. Ei, juvete, dar asta nu m-a ajutat cu absolut nimica. Fiindcă nu mi-a eliberat nicio carte de dedesubt. Așa, hai să vedem ce mai este. 3 cărți speciale găsite, perfect. 10, 3, n-am. Nu! Nu! Ah, nu m-am prins că mai sunt doar 2 în tank. Da, trebuie să fii atent să vezi câte mai sunt în tank. Ca nu cumva să ajungi în această situație. Puteam să fi folosit un joker care să ne fie ajutat și să fie eliberat din cărți. Dar, e bine de știut, avem și multiplayer 2. Și asta e un lucru bun. Dragilor, cam atât pentru acest episod. Sper că v-a plăcut, sper că le-au plăcut și membrilor din familia voastră. Link-ul către joc este în descriere. Nu este deloc scump, este, nu știu, în jur de un croissant sau ceva de genul. Dacă țin bine minte, uitați-vă puțin, poate îl faceți chiar cadou de Crăciun. Nu sunt sponsorizat de acest joc, dar mi s-a părut un joc foarte plăcut, fiindcă știu că, de exemplu, și mamei mele iar plăcea, sau soției și așa, este un joc care este foarte plăcut și pentru non-gameri și de-aia m-am gândit să vă prezint și acest joc. Vă urez sărbători fericite, Crăciun fericit, toate cele bune și multă sănătate și bucurie. Numai bine! Pa, pa!